Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a întâlnit cu o parte dintre prizonierii ucraineni întorși acasă din captivitatea rusă. Liderul de la Kiev i-a decorat pe soldați și a precizat că până în acest moment 1331 de ucraineni au fost repatriați de la începutul invaziei ruse. 1331 вже вільні, але ми маємо повернути усіх, усіх, хто був захоплений ворогом цими окупантами. Усіх, хто депортований, усіх, хто зазнав репресії і утримується в різних ізоляціях в Росії і в тимчасово окупованих містах нашої держави. Și televiziunea de stat rusă a difuzat imagini care arăta prizonierii de război eliberați de ucraineni întorcându-se acasă. În acestea se poate vedea cum unii dintre soldați sunt răniți grav și urcă direct în ambulanțe. Давай, давай.